Dragile mele gospodine, bună seara și bine v-am regăsit din nou. Dragile mele, acum câteva zile m-ați rugat să vă dau rețeta cu cârnați, deoarece i-am pregătit și v-am dat acele rețete. Vi le-am dat exact cum le pregătesc eu. Eu, dragile mele, pregătesc într-un mod tradițional, ca la țară. Deci, cum pregăteau bunicii noștri, cum pregăteau părinții noștri și dacă vă amintiți bine și depănăm amintirile înapoi, ne întoarcem cu mulți ani înapoi, ne amintim cu mare drag că așteptam sărbătorile de iarnă și eram foarte fericiți când afară vihurul bătea și lemnele în sobă trosneau, era călduț și părinții noștri se ocupau de tăiatul porcilor și ne pregăteau aceste minunate bucate. Dragile mele, rețeta este foarte simplă și foarte naturală. Deci, nu trebuie să folosim alți conservanți și alte lucruri. Trebuie să facem cât de natural, pentru că este foarte sănătos și foarte gustos. Eu am pregătit acești cârnați cu mare, cu mare drag. Ați văzut că am pregătit și acum câteva zile, iar acum pregătesc din nou, am pregătit și astăzi din nou, pentru alte comenzi, pentru persoane din alte țări care au solicitat serviciile noastre de catering și pe care le fac cu mult drag și cu multă responsabilitate. Dragile mele, acești cârnați sunt proaspeți, vedeți, dar în seara asta o să-i las un pic la călduț, iar mâine dimineață o să-i pun la fumat, la foc mic, încet, încet, și apoi, după ce se răcesc, trebuie să-i conserv, să-i păstrez. Aceștia o să plece, dar pe cei ai mei i-am pus deja la locul lor. Deci să vă zic cum i-am pregătit. Fiecare pregătește în modul lui, se poate, sunt foarte, foarte multe variante. Dacă vreți să-i păstrați așa, în stare proaspătă, puteți să-i puneți în confecțiuni, în congelator, așezați frumos ca să nu schimbă forma. Dacă nu, puteți să îi prăjiți, să-i puneți îi prăjiți cu untură și îi puneți tot la fel în canistre, cuprinși cu untură în beciurile voastre. Dacă vreți să îi faceți amestecați, să faceți un tip de tochitură, deci să faceți cu carne de purcel, iese minunată, dragele mele. Dacă le dați o tentă de fum, și carnea care de purcel care este proaspătă, prinde acel gust de cârnaț afumat. Deci iese o tochitură minunată afumată. Puneți carnea la prăjit, dragele mele, și eu în general spăl carnea. Și puneți întâi un pic de carne grasă sau un pic de untură, dați drumul la cuburețele de carne și puneți și un pic de apă de la început și capacul la ceaun. Eu ceaun folosesc, că iese foarte bine. Deci punem capacul cam jumătate de oră. Apoi punem sare la acea carne și dăm drumul și la cârnați, atâta timp cât mai rămâne acea apă, acea zeamă, acel sos, cum s-ar spune, de ulei cu apă și cu extractul din carne. Ei, și mai lăsăm iar jumătate de oră, să zicem așa, și apoi până se începe ei să se rumenească împreună cu carnea. Dragele mele, apoi puneți în canistre, dar puneți-i separat. Chiar dacă carnea a prins acea dulceață de afumătură, este foarte gustoasă când o punem împreună cu cărnațul, puneți-o separat, pentru că este foarte ușor de luat din canistră. Dacă îi amestecăm, cărnații sunt mai delicați, se pot rupe și nu iese bine. Așa, puneți în canistre separat carnea separat, cărnații îi puneți separat și îi cuprindeți cu untura lor. Și vedeți că se conservă foarte, foarte bine. Deci, să vă arăt. Astăzi am făcut iar alți cârnați pentru comenzi din Austria, Italia, și apoi o să mai fac și pentru cei din România. Multe persoane m-au solicitat. Dragele mele, sunt foarte gustoși. Vedeți, vedeți ce textură au. Vedeți aceste bulinuțe albe. Aceea, ce credeți că este? Am pus un pic de șuncă afumată tăiată la satâr, exact cum foloseau bătrânii noștri pe timpuri. Vedeți? Se vede acel.
Deci este bine să faceți o combinație de carne de vită, carne de purcel și un pic de untură, foarte puțină, ca să nu iasă prea uscați, un pic de această șuncă tăiată cu satur. Dacă vă amintiți, bunicii noștri tăiau cu satârul toată carnea, o lăsau toată mărișoară și ieșeau cârnații foarte, foarte, foarte gustoși. Deci, cârnații, puneți numai un pic de cimbru, deci cât trebuie la cantitatea care o faceți voi. Cimbru, deci nu folosiți altceva. Cimbru, sare, usturoi, după gust și, dacă doriți, opțional, ca să fie un pic mai picanți, folosiți ardei iute care a fost în prealabil măcinat. Și o să vedeți că acești cârnați ies foarte, foarte, foarte gustoși. Eu i-am făcut acum, i-am terminat. Vedeți, ei încep să se scurgă, să se usuce, vedeți, până mâine dimineață. Iar mâine dimineață îi duc să îi afum. Și vedeți că o să iasă foarte gustoși. Vedeți, aici am fript, am prăjit. Și vedeți ce textură bună au. Deci, deși sunt proaspeți, nu s-au pocnit. Vedeți, nu sunt pocniți. Și pentru că i-am înțepat. Deci, în momentul în care îi frigeți, îi înțepați un picuț. Și ies foarte, foarte bine. Deci, dragele mele, ce să vă mai zic? Acum vă las, vă doresc o noapte binecuvântată și vă aștept să mai reveniți cu alte noi rețete, cu alte solicitări. Vă pup dulce și vă doresc o noapte binecuvântată!